Astăzi deschidem pack-ul ăsta gratis cu un jucător garantat de 97, 98 sau 99 UCL. Și, după cum vedeți, sunt o grămadă de jucători valoroși care costă până la 300 de milioane, chiar și 200, foarte mulți de 100. Deci avem șansa să dăm peste un super jucător care costă și foarte mulți bani, pentru că toți jucătorii ăștia sunt tradable, se pot vinde pe market. Dar pentru a putea deschide pack-ul ăsta, trebuie mai întâi și mai întâi să deschidem 10 pack-uri de astea, deci să cheltuim practic 80.000 de gems. Pack-uri care au apărut pe store în mod surprinzător acum vreo câteva săptămâni, deci nu le mai căutați, dar jucătorii UCL de 97 plus pot pica și pe aici. Pe lângă Mascherano, da, căutăm cel mai scump jucător Kerbal, care, na, e de 99, e portar, e normal să fie peste 300 de milioane de bănuți. Dar, după cum vedeți, pe lângă mai sunt și alți jucători buni care pot pica de 99, de 98, chiar și de 97, plus vreo câțiva jucători și de la Centurions, care, într-adevăr, n-ar trebui să coste prea mult, dar vreo câteva 10 de milioane de bănuți cred că e orice 97 plus. Bun, hai să ne apucăm să deschidem pack-uri, pentru că la final ne așteaptă premiul cel mare. Acum, nu știu sigur de la cât încep walkout-urile, dar sper să fie cât mai multe. Din păcate, din primul pack, nu avem walkout. Cel mai mare jucător e un 91 de la Borussia, Mecha sau ceva de genul ăla, după care avem și un 86 și foarte mulți jucători de 81, 83, 4, 2, da, dacă stau să-i adun pe toți, 2, 4, 6, 8, 10, poate undeva la vreo 5 milioane, 5 milioane jumate din primul pack. Deci, din păcate, nu un început prea bun. Să sperăm că avem mai mare noroc în următoarele 9 pack-uri pe care le mai avem de deschis. Bun, pack-ul 2, hai cu walkout că se poate. No, bănuți, 10.000 de bănuți plus 89 Corea. Oh. Da, din păcate, doar 1.300.000 și, încă o dată, ăsta e cel mai bun jucător plus Saul, pack-ul Atletico aparent și o grămadă de jucători de 81, 83... Încă o dată, jucătorii ăștia nu costă prea mult, așa că dacă ar fi să-i vând pe toți, probabil că scoatem undeva la 2 milioane jumătate, maxim 3, dar cred că suntem deja destul de generoși cu 3 milioane. Trecem mai departe la pack-ul 3, hai cu walkout din pack-ul 3 sau, da, 10.000 de bănuți. Mai degrabă, fără walkout și 91, încă o dată, Ncekmeka. Sau cum îl cheamă pe băiatul ăsta, nu vreau să fac mișto de el, dar chiar nu l-am văzut până astăzi, pe nicăieri. Da, păi cu un card de 91. Bun, și pe lângă jucători de 88, 85 și după aia droaia de jucători de 81, 82. Deci, pack-urile astea unde ne pică jucători de 90, probabil că costă undeva la vreo 4-5 milioane de bănuți maxim. Trecem la pack-ul 4. Mă, până la urmă și Mascherano e bun, mai degrabă decât să-mi dea jucători de ăștia pe care mi-a dat până acum. Hai să vedem dacă e pe aici vreo unul. Cred că da, pentru că sunt 12 jucători. Avem un Pablo Barrios, tot de la Atletico. Și da, și Mascherano, pentru că sunt 12 jucători, plus un jucător de 500.000 de bănuți. Probabil că e cel mai slab pack când vine vorba despre bănuți, dar măcar ne salvează un pic acel Mascherano totuși. Da, nu știu dacă poate fi mai mult de un jucător peste 90. Deci, adică dacă îți pică Mascherano, probabil că nu mai poate să-ți pice altceva pe lângă, mă gândesc. Bun, următorul pack, hai cu 10.000 de bănuți. Și jucătorul e Estupitian de 92, da, care cred că e cel mai scump jucător, da, după care 88. Deci, Bob, ce faci, mă, Bobiță, care-i treaba? Da, deci vă spuneam, nu cred că pot fi doi jucători 90 plus până la urmă. Bă, măcar mi-au dat mai mulți jucători de 85 și 83. Deci, probabil că până acum ăsta e cel mai bun pack, poate undeva la 7 milioane, 7 milioane și ceva de bănuți. Ok, băiți, și dacă vă distrați în timp ce încheltuiesc gemurile pentru jucători de 81-82, dați și voi acolo un like de susținere. Trecem mai departe la 6, da, numărul 6, pack-ul 6, unde cu siguranță ne așteaptă un walkout. Trebuie să fie că, până acum nu a fost, dar nu, nici aici nu vrea să fie. 92 Grealish, 7 milioane de bănuți plus 86-83, după care Apocalipsa de 82-81 și tot așa, dar totuși cred că ăsta e cel mai scump pack, mulțumită lui Grealish de 92 cu 7 milioane ai lui. Ok, încă 4 pack-uri marcilate, după care trecem la premiul garantat 97 plus, dar ar fi super dacă ne-ar pica un 97 și de aici, din păcate nu cred că din pack-ul ăsta. 89 Barcola, aia e. Urât, dar probabil unul dintre cei mai scumpi jucători de 89 și cam atât, adică în rest nu e chiar nimic.
s-ar putea să câștige ăsta cel mai slab pack de până acum. Deci, da, nu cred că ne-a picat până acum ceva mai mare de 92. Parcă Grealish, Estupitian, ăia sunt cei mai mari, cei mai buni care ne-au picat până acum. Și fără walkout și din următorul pack, dar măcar cu Mascherano. Tot e bine. Și mai departe, Bruno Fernandes de 90. Ce, uite că până la urmă pot pica jucători de 90, chiar 2 dintr-un singur pack, aproape 3 și cu Corea încă o dată. Deci pack-ul 8 s-ar putea să fie cel mai bun pack de până acum și cu bănuți și cu Mascherano. Din păcate nu foarte mulți bănuți. Hai cu ultimele două pack-uri, îmi doresc atât, un walkout. Îmi doresc un walkout, cred că e de la 96, nu știu sigur, dar sper. Hai să vedem, hai cu walkout-ul, e walkout până la urmă, bine. Și englez, ok, atacant, Harry Kane. Băi, nu e rău deloc pentru că e de 98, bine chiar, bine mă, bine așa. Sincer, chiar nu mă așteptam să ne dea ceva din pack-urile astea, mă gândeam că doar la premiul garantat 97 plus ne dă ceva, deci orice pe aici e chiar bonus. Nu știu cât mai costă când deschid pack-urile astea Harry Kane, dar ar trebui să fie aproape de 100 de milioane de bănuți, 97 de milioane de bănuți, bun. Ho-ho! După pack-ul Atletico avem și pack-ul Bayern plus Dier pe lângă de 90. Da, e, așa arată un pack bun, băiți, așa arată un pack bun, 74 de milioane de bănuți. Dar probabil că nu-l vând chiar acum, mai aștept un pic să se liniștească treaba, poate se duce spre 100. Oricum, pack-ul 9 a fost pack-ul norocos. Mai avem pack-ul 10, după care încă o dată un 97 plus. Cum ar fi, mă, să mai prindem și aici un jucător în ultimul pack? Dacă e walkout, nu e walkout, 92. Da, White e o variantă bună care se poate vinde pe market. Plus Mascherano, hei, ultimele două pack-uri au fost chiar foarte bune. Foarte bune, da. Mai până la urmă am făcut și vreo 3-4 Mascherano, parcă pe lângă acel Harry Kane. Bun, și acum pentru că am deschis 10 pack-uri, ni s-a deblocat gratis și pack-ul cu jucătorul garantat 97, 98 sau 99. Să sperăm că e 99, chiar nu-mi pasă cine e de 99, dar sper să nu fie 97. Hai să vedem. Walkout 100%, e austriac? Mijlocașa, da, nu știu sigur de cât e, Zabitzer de 98 până la urmă. Mă, nu știu dacă să fiu supărat că e Zabitzer și că e doar de 98 sau să fiu fericit că nu mi-a dat un 97, adică cred că se putea și mai rău, se putea mai bine, da, dar cred că se putea și mai rău, 70 de milioane până la urmă pentru jucătorul ăsta. Deci, în total, sper să mai crească cei doi jucători măcar până pe la 100 de milioane, ar fi vreo 200 și ceva, spre 250-300 de milioane din cele 10 pack-uri, 80.000 de gems cheltuite. Și acum trecem și la câteva pack-uri bonus, așa pentru cine a mai rămas, pentru că vreau să deschid de două ori pack-ul ăsta de 3000 de gems, unde sunt jucători care nu se pot vinde, într-adevăr, dar de obicei sunt jucători mai buni decât la pack-urile cu jucători care se pot vinde. Și după ce trecem repede de primul pack, am crezut că îl cheam altfel pe băiatul ăla din mijloc, hai să vedem pack-ul unde ne așteaptă jucătorul cu walkout cu tot de la Euro și sper să fie măcar un jucător bun. Până la urmă e un portughez. Pe partea stângă nu cred că poate să fie Cristiano Ronaldo, cred că e Rafa Leao de 97. Da, probabil că nu-l va înlocui pe Mbappé-ul din echipa mea, dar e o variantă bună. Sper să-i putem folosi pe undeva, pe la un exchange totuși. 52 de milioane, mamă, ce bun ar fi dacă s-ar putea vinde. Și mai deschidem încă o dată încă un pack unde pot pica chiar cei mai noi jucători care au apărut cu Van Basten și Thierry Henry. Să sperăm că pică, de ce nu? Trecem repede peste primul pack cu jucători care nu ne interesează și trecem la pack-ul cu jucători care ne interesează, mai ales dacă e unul bun. Hai să vedem cine poate fi de la Euro. Sper să fie legendă. Nu e legendă, e chiar albanez. Albanezii nu chiar ne interesează prea tare. 94 Aslane. Probabil că unul dintre cei mai slabi jucători care puteau pica de aici. Și ca să nu terminăm chiar așa trist, trebuie să mai deschidem încă o dată pack-ul ăsta săptămânal cu 5000 de puncte FC. Aici suntem în căutarea unui jucător brazilian, pentru că toți arată foarte bine și s-ar putea să se bag la mine în echipă, sau cine știe, poate ne pică un argentinian atacant. Nici varianta aia nu ar fi o variantă rea deloc. Dar hai să vedem încă o dată primul pack cu jucători nefolositori și al doilea pack e cel care ne interesează pe toți cu adevărat. Hai cu legenda, e legendă până la urmă.
Băi, era bine dacă era argentinian, dar nu legendă, așa e Veron de 97. Un card foarte bun, dar nu prea are loc în echipa mea, dar bănuiesc că e un jucător bun. Și apropo de Copa America și apropo de pack-urile astea, dacă vreți să vedeți cum cheltuiesc 80.000 de gems pentru pack-urile Copa America, poate dau de Messi, uitați-vă la videoclipul din partea dreaptă. Până data viitoare, numai bine, prieteni, pa, pa!